Steaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț în direct. Este joi, este 13 ale lunii, deci avem create toate condițiile pentru o emisiune cât mai interesantă. Este joi și a apărut și Mesagerul de Neamț, un număr cu câteva repere, zic eu, interesante, un interviu primul după revenirea pe funcție al șefului poliției, Paul Tablan. Nu putea să lipsească o întrebare despre Ornix, despre infracționalitate și pandemie din punctul de vedere al acestei instituții. Avem un interviu cu doamna profesoară Georgescu, de la Liliana Georgescu, de la Liceul Petru Rareș. Este omagiul nostru adus unui profesor deosebit, care se pregătește să încheie activitatea didactică. Avem și două pagini de analiză, un județ în așteptarea, un județ problemele sale, cu câteva lucruri, hai să le spunem, nu foarte în regulă în ultimii 4 ani, și un interviu cu candidatul PNL în această bătălie electorală pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Cam astea sunt cele care voiam să vi le spun despre Mesagerul. Să trecem să vă prezentăm invitații de astăzi. Cum spuneam, joi 13, domnul dr. Liviu Harbuz, bună ziua, bună joi ziua, 13, bună dimineața. Și domnul Cătălin Goldan, personaj extrem de cunoscut într-o anumită perioadă la Piatra Neamț, acum cunoscut mai mult în afara orașului și chiar în afara continentului european, dar astăzi alături de Liviu Harbuz în emisiune. De ce Cătălin Goldan alături de dumneavoastră, domnul doctor? Prima întrebare care îmi vine în minte, oricum sunt foarte obosit și nu știu să pun pentru foarte pentru că timp. Domnul Goldan este un expert, spun din nou bună dimineața dumneavoastră și celor care ne privesc. Domnul Goldan este un expert în managementul proiectului, este un manager de succes, a demonstrat-o. O demonstrează în fiecare zi, pentru că asta face, o să lasă pe dânsul să prezinte compania pentru care lucrează în România, care pe mine prezența acestei companii, datorată prezența domnului Goldan, m-a convins că domnul Goldan este persoana potrivită pentru un suport de management, ceea ce va face dânsul pentru ProRomânia, pentru echipa ProRomânia, pentru primăria Piatra Neamț, un suport de management prin care dânsul va implementa, desigur, într-un termen rezonabil, aici vorbim despre 2-4 ani, pentru că este un proiect pe termen lung, proiectul Legoland, Lego City. De ce acest proiect? Pentru că el poate deveni un brand pentru orașul Piatra Neamț. El contribuie foarte activ la ceea ce înseamnă sistemul educațional, pentru că acest concept Legoland, în primul rând, se referă la educație și, desigur, mai apoi la ceea ce înseamnă entertainment, la ceea ce înseamnă zona de relaxare, de petrecerea timpului liber. Și nu numai, pentru că o componentă din Legoland este mini Legoland-ul, care aduce în fața copiilor clădiri celebre, arhitecturi celebre. Într-un cuvânt, vorbim de un proiect educațional. Am să las pe domnul Goldan să spună mai multe despre aceste lucruri, pentru că dânsul este chiar un specialist. A studiat, vreau să vă zic că nu l-am convins eu pe domnul Goldan, l-a convins proiectul. Deci domnul Goldan a venit pentru acest proiect alături de noi. O să precizez pentru toată lumea, domnul Goldan nu face politică, este un expert în management care ne împărtășește expertiza nouă echipei de consilieri sau de candidați la primăria Piatra Neamț.
Domnul Cătălin Goldan, mă bucur că ne revedem după vreo 5 ani, așa parcă, într-un dialog. A fost dialogul în pagina scrisă a Mesagerului la vremea respectivă. Bine ați venit! Haideți să explicați-mi și mie de ce dumneavoastră, un expert în management, ați fost convins de acest proiect. Bună dimineața, domnule Bărănescu, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație și lui Liviu Harbuz. Datorită lui și datorită proiectelor pe care echipa dânsului le implementează, dorește să le implementeze la Piatra Neamț, mi-aduc aminte cu drag emisiunile noastre de acum 5 ani și datorită faptului că am contribuit, zic eu, cu ceva în dezvoltarea acestui oraș, îmi doresc să văd că se întâmplă ceva în orașul în care trăiesc. Până ce probabil că privitorii dumneavoastră, bună dimineața și privitorilor dumneavoastră, probabil că cetățenii acestui oraș știu deja cam ce am făcut eu la nivel de activități. Aș dori să întorc puțin întrebarea și să spun eu de ce Liviu Harbuz și echipa dânsului, de ce proiectele pe care le gândește echipa. Pentru că am identificat o echipă tânără și frumoasă, am identificat o echipă sudată, am identificat un lider care are viziune, care are putere de implementare, care are network, adică baze de date, și chiar cred, și exact cum a spus Liviu, proiectele pe care vrea echipa să le implementeze, chiar pot fi implementate în orașul în care trăim. Dacă îmi permiteți să discutăm despre proiectele pe care le fac, pe care le pun în valoare, actualmente conduc operațiuni în Europa de Est pentru cel mai mare furnizor de echipamente audio-video pentru muzee. De aici, de la Piatra Neamț, livrăm pentru cele mai mari muzee din lume. De ce eu, Cătălin Goldan, în această ecuație? Pentru că pot duce un proiect din faza de idee până în faza de implementare și după aia până în faza de încasare a veniturilor și respectiv chiar a beneficiilor care nu chiar a beneficiilor venituri. Chiar a beneficiilor care de fapt sunt în primul rând ale orașului, ale cetățenilor acestui oraș. De fapt discutăm despre sustenabilitatea acestor proiecte. Nu este un cuvânt românesc, dar de fapt înseamnă durabilitatea unor proiecte care pot fi implementate pe termen scurt. Să asigur continuitatea pe o perioadă mai lungă de timp. De fapt, asta este sustenabilitatea pe care ne-o dorim cu toții. Exact. Și ne mai dorim și predictibilitatea pe care domnul Bălănescu o să o invoce imediat. Era pregătit. Acum era. Dar să lăsăm pe Cătălin. În această emisiune o să discutăm de chestii concrete care chiar pot fi implementate. Aș dori să încep cu un gând, de fapt cu un vis. Ce ar fi ca să aducem proiecte la Piatra Neamț care să dezvolte activități în aer liber, activități în spații închise, dar mai nou, după cum știți, din cauza acestei pandemii, piața s-a reconfigurat, creierul oamenilor s-a reconfigurat și atunci caută tot felul de activități. Ce ar fi ca să avem tot felul de activități pentru copii, pentru seniori aici la Piatra Neamț și ce-ar fi să vedem oamenii că zâmbesc mai des, să vedem oameni fericiți care se plimbă pe străzi. Ce-ar fi ca să avem un oraș Piatra Neamț, un oraș de poveste. Eu chiar trăiesc cu visul acesta, eu sunt venit de 10 ani în Piatra Neamț și în continuare chiar cred că în următorii 10 ani putem să vedem lucruri concrete, lucruri pe care nu le-am inventat noi, lucruri pe care Liviu Harbuș și echipa dânsului dorește să le implementeze pentru comunitate. Nu am văzut ranchiuni, nu am văzut răutăți, am văzut doar proiecte care au... E și foarte greu că vorbești de Legoland să vii cu răutate sau cu ranchiune. Dar totuși putem construiești, de... vrem că, până să la urmă, construim. Principiul Lego este o construcție. Am citit despre începuturile companiei Lego, pentru că ne referim în această emisiune despre proiectul Lego, dar aș vrea ca cetățenii să înțeleagă că dacă noi implementăm măcar 20% din acest concept în
infrastructura noastră, în școlile din Piatra Neamț, noi suntem deja cu un pas mai câștigați. Legoland poate să vină mâine sau peste un an sau peste 2 ani. Poate să vină altă companie. Putem fi în competiție directă cu alte orașe din Europa de Est. Am fost în competiție directă când am adus compania Antena Internațional aici la Piatra Neamț. O investiție de 3 milioane, o cifră de afaceri de 2 milioane de euro pe an. Existăm la Piatra Neamț, avem echipă, avem tehnicieni, operăm pentru întreaga lume, de aici de la Piatra Neamț. De ce să nu se poată să aducem și alte companii? Nu o să câștigăm mâine competiția, o să o câștigăm poi mâine. Pentru Lego sau pentru alte companii. Dacă ar fi să discutăm despre proiectul Lego, așa cum a spus colegul meu Liviu, bazele brandului Lego vin din cuvintele daneze Leg God, care înseamnă joacă bine. Fondatorul companiei, neștiind că acest cuvânt Lego în latină înseamnă eu îmbin. Ce poate să însemne mai mult decât dezvoltarea, acest concept, decât să dezvolte mentalitatea începând de la copii și, de ce nu, chiar și până la adulți? Așa cum am văzut foarte mulți profesori de robotică, de altfel am văzut o prezentare foarte frumoasă a ceea ce se întâmplă în Estonia, unde profesorul de robotică spunea că copiii sunt foarte fericiți că pot dezvolta sistemul de robotică, partea de cercetare și inovare, și îmi pare rău că modul în care el se exprima și fața lui nu pot fi văzute, și foarte fericit zice, și eu îmi trăiesc a doua copilărie, sunt foarte fericit să predau, exact, să predau orele în sistemul Lego. Asta fiind clasa 5-a într-o școală din Estonia, da, incredibil. La ora de robotică. De altfel, Estonia, fiind statul cu cel mai înalt nivel de digitalizare, într-o proporție de 98%, Estonia este digitalizată, acolo unde este, de fapt, și ceea ce eu tot spun de 4 ani, cardul cetățeanului la un alt nivel, pentru că în Estonia cardul cetățeanului oferă acces la 2600 de servicii. Eu am propus în Piatra Neamț și ulterior în județul Neamț un card care să dezvolte măcar 26 de servicii, să le integreze. Oamenii trebuie să înțeleagă că tot ce facem noi, facem pentru o mai bună calitate a vieții. Am văzut, venind astăzi spre emisiune, niște afișe cu asigurăm bunăstarea. Bunăstarea e mai greu de atins. Haideți măcar să îmbunătățim calitatea vieții pietrenilor. Calitatea vieții înseamnă educație, înseamnă sănătate, dar în primul rând, educația este cel mai important element, iar atunci când vorbim de fenomenul Lego, de fapt vorbim de un sistem de educație foarte modern, foarte la îndemână, pentru că ei au inventat educația prin joacă. Dacă îmi permiteți să vă întrerup, acest concept Lego Cityland este a început să fie discutat. De exemplu, eu îl numesc prieten de-al meu pe Facebook, are un comentariu. Este vorba despre Alex Filimon. Spune proiectul Lego City, Legoland, sau cum să aducem turiști la Piatra Neamț. Și el povestește istoria acestui concept, dar interesant e ce spune vis-a-vis de Piatra Neamț. Spune așa: un lucru interesant de reținut din punct de vedere al orașului nostru, media de nopți petrecute în Piatra Neamț este de 1,8 pentru fiecare turist. Deci mulți stau doar o noapte. Strategia Merlin, firma care se ocupă, acum care girează... Mizează pe 4 nopți. Așa, mizează pe 3-4 nopți. Ceea ce ar însemna enorm din punctul acesta de vedere al veniturilor, al deschiderii. E corect, pentru că în cele două orașe similare ca așezare, da, ca număr de locuitori din Germania și Danemarca, ba chiar unul din orașe are mult mai puțin locuitori, mă refer la cel din Danemarca, vreau să vă spun că în oraș există un singur hotel. Dar în jurul orașului s-a dezvoltat toată zona, pentru că partea hotelieră s-a dezvoltat fantastic, ca să nu vă mai spun Lego. Conceptul Lego include și spații de cazare. I-au construit
un hotel în minim în fiecare parc de distracții, în fiecare parc tematic, dar o să las pe Cătălin pentru că el a studiat. Aș vrea să continui un pic, pentru că mi se pare interesante câteva lucruri. Unu, am spus asta cu cazările. Doi, spune, ideea asta cu Legoland ar însemna să injectăm un pic de culoare și un suflu nou prin asocierea orașului cu un astfel de brand. Are dreptate, dar e o consecință. Nu e un obiectiv în sine. Dar pentru un oraș, mie mi se pare extraordinar de important să dăm un pic de culoare orașului. Este profilul de oraș care se pretează la sistemul Lego. Iar asta, nu vă închipuiți că am venit așa, am trecut pe stradă, am văzut o revistă Lego și am zis hai să implementăm Lego City. Nu. Aici vorbim despre un proiect care se potrivește mănușă tipului de oraș, geografiei orașului, sistemului de funcționare a unui oraș aproape similar cu cele din Danemarca și Germania care au dezvoltat. Și deci provocarea transmisă de această postare este următoarea. E clar un tip de proiect în afara zonei de confort pentru orice administrație locală neobișnuită să discute cu firme, branduri internaționale, etc. Și aici urmează păreri și urmează părerile. Discuția este extrem de interesantă și numai pentru acest lucru și numai pentru acest lucru puteți fi mulțumit că ați lansat această discuție în mediul public. Aș vrea să fac și o să las pe Cătălin, aș vrea să fac, să aduc o clarificare. Acest proiect major va fi implementat în etape, iar finanțarea se face de către compania Merlin, care este compania, să spunem, fondul de investiții al lui Lego. Prin această companie s-au implementat toate parcurile și toate sistemele Lego. Da, o să las pe Cătălin, pentru că el a lucrat îndeaproape la... Două aspecte aș dori să le clarific și Alex Filimon a pus punctul pe i. Da, în astfel de discuții și aș dori ca cetățenii și cei care ne urmăresc și cei care urmăresc paginile noastre de Facebook și comentează și oricum noi suntem aici ca să le răspundem la fiecare întrebare, se fac diligențe, discuții cu ambele companii și cu compania mamă care are sediul în Danemarca, cum a spus și Liviu, unde a dezvoltat și un parc tematic, dar acolo este sediul companiei, fabrica de piese Lego și 1.800.000 de vizitatori pe an. Și o să demontăm, sunt tot felul de comentarii apropo de cum putem caza 1.800.000. Nu o să vină 1.800.000 din prima la Piatra Neamț, dar 1.000.000 eu vă garantez că o să vină și sunt calcule făcute și cum îi putem caza. Și o să vă explic imediat. Sunt discuții la nivel de companie mamă, sunt discuții și la nivel de companie care dezvoltă parcurile tematice. Merlin Entertainment, companie cu sediul în Marea Britanie, acolo unde are sediul și compania pentru care lucrez și atunci lucrurile se leagă. Alex a identificat foarte bine faptul că un administrator de oraș, un primar, pe lângă executarea bugetului, care este o chestie minimă, este un lucru normal, care se face prin delegare, este un facilitator pentru parteneriate și investiții care se fac în orașul pe care îl administrează. Primul target, primul scop este să asigure un grad, o calitate a vieții mai ridicată decât înainte. Asta este scopul unui oraș, să evolueze, să gândească macro, să gândească proiecte. Și bineînțeles că primul care trebuie să fie facilitator este administratorul orașului, adică primarul, care trebuie să discute dacă sunt variante de investiții, se pleacă de la discuții și după care se stabilește parteneriatul. Legat de o posibilă investiție Lego la Piatra Neamț, aș dori ca cetățenii să înțeleagă care sunt exact cum este structurată compania. Compania Lego, după cum știți, fabrică acele seturi de jucării pe care le cunoaștem din... Cărămizile Lego. Cărămizile Lego. Culmea este că aceste cărămizi Lego, care se cheamă Lego Duplo, vor sta la baza construcției diverselor parcuri tematice, Miniland și, după cum a spus colegul meu Liviu, numai ideea de a
aduce în miniatură diverse clădiri, diverse clădiri reprezentative din lume, vă dați seama cât de mult poate dezvolta mintea unui copil să cunoască geografie prin a vedea aceste parcuri tematice. Și componenta estetică a orașului, care e foarte important. Nu mai spun și de componenta estetică a orașului. Aș vrea ca cetățenii să înțeleagă că numai gândind în acest fel să colorăm orașul, să aducem activități, este un câștig. Bineînțeles că dacă vom reuși să aducem această companie la Piatra Neamț, va fi un succes deplin și cetățenii vor putea vedea cum se implementează. Aducând și 1000 de locuri de muncă, pentru că asta trebuie să subliniem. Acest proiect LEGO vine să dezvolte atât pe orizontală cât și pe verticală orașul și în acel orășel despre care vorbeam din Danemarca, gândiți-vă că acolo sunt create 1000 de locuri de muncă la un oraș care, sper să nu greșesc, dacă mi-am bine aminte, are 20.000 de locuitori, parcă Bilung. 7.000 Bilung. 7.000 și orașul din Germania are 20.000. Da. Deci despre asta vorbim, despre locuri de muncă, vorbim despre educație, locuri de muncă, industrii conexe care vin să complementeze în complementar cu ceea ce înseamnă sistemul LEGO. Da, apropo de comentarii, eu mă bucur că oameni care sunt, cum să spun eu, reprezentativi pentru orașul Piatra Neamț, comentează. De exemplu, domnul profesor Mihai Mancaș, cred că vă spune ceva numele acesta, domnul. Da, da, și mie special a fost profesorul meu de limba română și student pe care îl iubesc așa, foarte mult. Este un proiect, nu nou, spune, o șmecherie cu ghilimele americană, vizibilă și în filmul Serenada din Valea Soarelui. Cu o fostă campioană. Da, n-are nicio legătură cu sistemul american. El vorbește... Da, știu filmul. Da. Și spune așa, într-un loc fără de drumuri, în mijloc pădurii, cu potești, cu teleferii, case de mărimi, diverse mărimi și tipuri izolate una de alta, cu grade diferite, comport, aspect istoric, așa, celor închiriate, celor care doresc o mică vacanță în liniște sau, mă rog, într-un cadru natural. Servicii discrete, permanente, asigurate prin comandă, un mic rai turistic construit cu bani puțini, dar prevăzut cu servicii impecabile și discrete. Deci un om care toată viața lui a fost implicat în societate, vine cu această precizare. Bine, poate nu mai e vorba de servicii atât de discrete într-un Legoland, dar conceptul... Nu mai putem vorbi despre servicii foarte discrete în contextul și în lumea de astăzi. Exact. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. E important că se discută. Domnul profesor, care a abordat întotdeauna estetica, de la estetică literară până la estetică socială, chiar și până la estetică politică, dacă mi este permis. Corect. Eu sunt un mare fan al domnului profesor și dacă am reușit să vorbesc limba română, zic eu corect, îi datorez în mare parte domnului profesor. Da. Domnul profesor l-am avut în Consiliul de Administrație la Pella Invest și dumnealui știe că anumite lucruri pot fi puse în practică. Discutăm de proiecte concrete, discutăm de companii care au lăsat o amprentă clară în decursul a 10 de ani, începând cu țările nordice, trecând prin Europa și ajungând până în țările baltice. Colegul meu, Liviu, spunea despre creare de locuri de muncă. Adică ce înseamnă un astfel de proiect? Înseamnă să aducă venituri, să creeze locuri de muncă, să ridice nivelul de trai, să crească gradul de educație, să crească gradul de evoluție al orașului nostru. În Piatra Neamț se pot crea între 400 și 800 de locuri de muncă. Când discutăm de 800 de locuri sau de 1000 de locuri în Danemarca, discutăm de sezonul de vârf, pentru că activitățile sunt... Bun, aici vorbim de locurile de muncă care implică direct LEGO, nu vorbim și de cele conexe care... Nu mai spunem și de un astfel de proiect, crește exponențial business-ul și în jurul proiectelor LEGO, în jurul parcurilor tematice. Începusem să spun despre structura LEGO, deci este compania mamă, este fabrica LEGO și începând din anii 60, anii 70, au început să dezvolte prin Merlin Entertainment parcuri tematice. Proiectele lui Liviu și echipei sale
Includ cel puțin patru variante de parcuri tematice aici în Piatra Neamț. Parc tematic pe Cuiești. Partea Miniland, care Minilandul va fi pe Cuiești. Cuieștiul acoperit. Așa clădiri, deci clădiri 1-20 pe toată suprafața Cuieștiului, acolo unde va fi amenajată zona pietonală. Unul acvatic pe zona Bâtca Doamnei, unul pe Cozla. Proiectul meu de suflet. Da, proiectul tău de suflet, în sensul în care până se va implementa sistemul Legoland, Cozla va include un Aventura Park care este realizabil în câteva luni. Nu înțeleg de ce până acum nu a fost realizat un asemenea proiect și, desigur, pârtia, care va deveni pârtia artificială și va fi practicabilă pe tot parcursul anului, aducând multe beneficii și, desigur, sportul noi. Citeam și eu comentariile și cineva îmi spune Harbuz știe filmul, l-a mai trăit odată în 2016, pun pariu că acum mi se pare că are un deja vu. Poate că are dreptate. În urmă cu 4 ani, când vorbeam de cardul cetățeanului și vorbeam despre orașul inteligent, eram acuzat chiar de actuala guvernare locală, adică de actualul primar și de echipa dânsului, a venit Harbuz cu avioane. Iată că am pierdut 4 ani, 4 ani în care proiectul meu, bun, nu al meu în sensul că mi l-a luat mie domnul Boc sau domnul Bolojan, 2 oameni au implementat și nu numai, și la București, sectorul 4, principiile orașului inteligent. Și chiar o să vedeți, la Oradea o să apară primul card al cetățeanului, deja sunt simulări și la Cluj. Deci am vorbit despre lucruri reale. Dacă n-am fost înțeles, îmi pare rău, poate n-am explicat suficient de clar. Dar acum, după 4 ani, după ce s-a văzut că tot ce am prezentat funcționează, s-a implementat, să vii să spui iar promisiuni electorale. Nu. Dacă nu o să aibă curajul, pietrenii, oamenii, să gândească la un anumit nivel și să vor raporta la un nivel mic și vor fi împăcați cu ceea ce se întâmplă în oraș, asta este. Datoria mea este să prezint proiecte care să scoată acest oraș, aș spune drăguț, din anonimat. Cred că vă simțiți răzbunat de fiecare dată când vedeți câte o ieșire în media în care se vorbește despre Smart City la Piatra Neamț. Da, nu e o chestie. Mi-aș fi dorit ca acest sistem să fie implementat. Mi-aș fi dorit să nu pierdem 4 ani. Pierdem 4 ani și iar 4 ani doar pentru că unii negativiști și care aș putea spune unii sunt și formatori de opinie, nu pot să uit oameni din presă acum 4 ani ce spuneam. Ce oraș inteligent, domnule? Ce e asta? Să terminăm cu prostiile. Ce oraș verde? În 4 ani el a dezvoltat 2 orașe într-o măsură greu de imaginat. Clujul și Oradea. Sau, domnule, Piatra Neamț e un oraș mic. Da, noi dezvoltăm orașul raportat la dimensiunea acestui oraș. Nu mă raportez la Cluj, dar eu pot mai mult. O bijuterie mai mică poate fi șlefuită mult mai ușor. Dar pot raporta la serviciile oferite. Absolut. Cluj. Vorbim de servicii aici, aici vorbim de educație, de mediul în care ne cresc copiii, de mediul în care trăiesc cetățenii. Uitați-vă puțin ce se întâmplă în județul Neamț și mai ales în Piatra Neamț. Avem mereu confruntări politice. Hai să lăsăm confruntările politice să venim cu programe. Cu programe viabile, cu programe care, într-adevăr, să crească calitatea vieții. Nu mai vreau să văd pe toate afișele electorale, noi aducem bunăstarea. Ce bunăstare aducem în Piatra Neamț? Stați un pic, aduc bunăstare, dar nu spun pentru cine. Exact. Am vrut să subliniez bunăstarea pentru noi și pentru voi ce mai rămâne. Cam așa se întâmplă lucrurile, dar am dat-o în politică și Cătălin o să ridice și o să plece. O să plecați, domnul Cătălin? În niciun caz. Nu o să plecați. Nu o să plecați pentru că fără domnul... politică în Piatra Neamț și Neamț nimic nu ia, așa se spune. Eu aș vrea să revin la avioanele mele și să vă spun că perseverența și viziunea sunt parte a rețetei de succes atunci când discuți de un proiect. Și eu chiar cred în proiectul de Smart City, eu chiar cred în proiectul
Lego, în conceptul Lego la Piatra Neamț, care are atâtea laturi. Mai înainte v-am explicat despre parcurile tematice pe diverse arii, care, inclusiv proiectul Aventura, Parcul de Aventuri, care este proiectul meu de suflet, știți prea bine, de acum 5 ani. Sunt proiecte care se fac în parteneriat cu companii private, nu le face municipalitatea. Ceea ce am apreciat foarte mult la Liviu și echipa dânsului, că ei se gândesc și la proiecte implementate pe termen scurt. Da, ne gândim la Lego, avem dreptul de a gândi un proiect de asemenea anvergură la Piatra Neamț. Dacă eu am adus o companie numărul 1 mondial la Piatra Neamț, de ce să nu aduc încă o companie și încă o companie și pe furnizorii lor și pe partenerii lor? Aceste veniri de fapt dezvoltă economic orașul în care trăim. Vă spuneam despre proiecte care se pot implementa imediat. În această emisiune v-am promis că discutăm de realități. Ce înseamnă proiecte care se implementează imediat? Aș putea spune chiar din bugetul primăriei. Sunt sume la care nici nu vă gândiți. Sunt sume foarte mici pe care nu le-am avut pentru că s-au plătit datorii, pentru că s-au plătit alte chestii. Ne referim la parc de aventuri, la panouri de escaladă, la tir cu arcul, la tot felul de activități pe Cozla. Lucruri care se pot face cu foarte puțin? Cu nimic. Avem un exemplu la Dureu, foarte aproape. Adică sunt niște activități, domeniul schiabil pe care ne tot chinuim să-l întreținem iarna, că ninge, că nu ninge, bine, îl putem transfera. Bine, îl întreținem cu cheltuieli și nu obținem venituri. Asta e. Îl putem transforma într-un domeniu care poate fi practicat și vara, folosind instalațiile pe cablu pe care le avem la dispoziție. Și mă refer la cele... suportul pârtiei, suportul... Există discuții cu o companie din Austria care sponsorizează astfel de suprafețe artificiale. Se pot face activități pe pârtie și vara. Vă dau un exemplu apropo de proiecte implementate pe termen scurt și eu am să vin în completarea lui Liviu apropo de cardul cetățeanului. Ce înseamnă un card care leagă mai multe servicii turistice? Noi nu am inventat roata, noi trebuie doar să implementăm un concept pe care l-am văzut în alte părți. Care funcționează foarte bine. Care funcționează foarte bine. Vreau doar să vă dau exemplu orășelului Bled din Slovenia și sunt sigur că Liviu... Deci dacă nu din Germania, nu din... Din Slovenia. Nu, noi am discutat mai, mai devreme am vorbit de Estonia, vorbim de Slovenia. Noi trebuie să ne raportăm la piața din jur. Eu i-am convins destul de greu pe acționarii companiei unde activez să ne raportăm, aici în România trebuie să ne raportăm la piața din Europa de Est. Pentru că ei sunt și în America și în Asia și trebuie să ne raportăm la realitățile pieței din jur. Bled, Slovenia. Un orășel cu similarități ca Piatra Neamțul. Are cam același munte, lac, instalație de telegondolă, de telescaun. Ei au făcut activități și vara, sunt tot felul de activități și sunt sigur că Liviu, dacă va fi primar și cu echipa lui, vor merge și mă vor lua și pe mine și vom merge la Bled ca să avem discuții cu factorul de decizie de acolo, să vedem cum au făcut ei și cum putem mi-aș implementa la Piatra. Mi-aș dori să-i ducem pe toți cetățenii din Piatra Neamț să vadă Bledul ca să... Eu mi-aș dori ca toți cetățenii din Bled să vină la Piatra Neamț să vadă Piatra Neamț. Vor veni, nu e nicio problemă. E și asta un punct de vedere. Bă, dar de fapt ce ați spus confirmă necesitatea unui brand absolut de oraș. Absolut. Și a unui proiect ambițios, pentru că dacă nu... Să ieșim din starea de confort administrativ. Exact. Da, a spus foarte bine. Deci să ieșim din starea, starea de confort administrativ. Da. E foarte simplu să spui, nu se poate, e o poveste, e o promisiune. Mi-aș dori ca toți să-și dorească asta și noi știm cum să facem managementul unui astfel de proiect încât el să fie implementabil la Piatra Neamț. Vreau să discut un pic. Domnul Cătălin a spus despre Aventura Park, proiectul dumneavoastră de suflet. Să vă spun eu ce se întâmplă acum pe Cozla. Știți că este o pistă pentru biciclete făcute, sportul acela cu băieți. Am susținut aceste sporturi. Deci și... are un nume foarte bun, nu-i dau numele acum în emisiune, au primit și un nume. Nimeni n-a mai întreținut locurile acelea. În ultimele 6 luni avem 3, după știința mea, dar probabil că sunt mai mulți și nedeclarați, copii, tineri copii, 14, 15 ani, 16 ani, care s-au accidentat acolo, unul dintre ei atât de grav, încât este între viață și moarte.
lucruri care nu se spun. De ce? Dintr-o neglijență, eu îi spun criminală, pe un lucru bun făcut, dar neîntreținut. Au venit apele, au tăiat pistele acelea, le-au făcut... Mi-e ciudă, scuzați-mă că încep să vorbesc așa, pentru că inclusiv ideile bune și lucrurile bune făcute în Piatra Neamț s-au dus de-a dura, de pe Coz la Lavare sau în alte părți. Da, pentru că s-a pus accent pe elemente care fac parte din fișa postului oricărui primar. Hai să mai acoperim o groapă, hai să facem o bordură, dar nici măcar asta. Gândiți-vă că Apa Serv are pierderi de 65% pe rețeaua de alimentare cu apă, pierderi care sunt acoperite de către cetățenii din oraș. Deci eu mă întreb, pe ce s-au făcut datoriile pe care le are orașul de zeci de milioane, pe ce au cheltuit banii? Pe ce au cheltuit banii? Probabil că vom afla atunci când vom intra în primărie și vom reuși să facem un audit corect. Pe ce se scurg banii? Mereu auzim că sunt datorii. Cum s-au produs acele datorii? Pentru că nu vorbim doar de telegondolă, nu vorbim doar de Cozla. Vorbim de bani care se scurg și se scurg mereu prin societățile primăriei, prin partenerii primăriei, pentru că am văzut săptămâna trecută un raport a Curții de Conturi. Un raport în care sunt nominalizate companii care au devenit clienții fideli ai banului public. Chiar pietrenii nu au dreptul la acces la aceste date? Unde e transparența? Unde este o administrație prietenoasă? Când vorbim despre digitalizare, păi cardul cetățeanului este o componentă a digitalizării. Dă posibilitatea fiecărui cetățean să aibă acces la cum se cheltuiește banul public. Fiecare cetățean să aibă confortul de a comunica cu administrația publică prin intermediul internetului în online. Gândiți-vă că în Estonia, îmi pare rău că n-am cuvânt, dar o să punem pe pagina noastră la Pro România acest filmuleț, acest interviu, să vedeți cum omul spune, dumneavoastră, în ultimii 5 ani, cel care dă interviu, în ultimii 5 ani n-am călcat în nicio instituție de stat. Mi-am reglat relațiile cu aceste instituții, mi-am plătit taxele și impozitele, mi-am verificat situația școlară a copilului online. Deci omul 5 ani n-a avut stresul de a intra într-o instituție publică. De ce nu putem să facem la Piatra Neamț? Nu înțeleg, doar pentru că niște băieți rău intenționați caută nod în papură și vin și spun, ce lego, domnule? Eu o fac pentru cei care își doresc. Dacă își vor dori destui, acest proiect va fi implementabil. Dacă nu își vor dori destui, probabil că o să rămână, așa cum au fost și ultimii 4 ani, în sfera acoperirii unor găuri în asfalt. Lucruri elementare care trebuiau să întâmple atunci când vorbim de drum, apă, canal. Astea sunt lucruri obligatorie. Strategia unui oraș nu stă în apă, drum, canal. Alea sunt lucruri obligatorii, de acolo plecăm. Ele sunt vitale pentru existența unui oraș civilizat. Haideți să continuăm discuția plecând de la comentarii, întrebări pe care le primim. Dintre toate proiectele pe care le aveți în plan, care este cel care vă încântă cel mai mult? Întrebare pentru domnul Harbus. N-am fost atât că am citit... Dintre toate proiectele pe care le aveți în plan, da. Așa, care este cel care vă încântă cel mai mult? Cinstit să fiu, cel mai mult mă încântă rețeaua de încredere. Este acel proiect pentru care vreau să-l implementez pentru persoane de vârsta a treia. De fapt, este o aplicație care a fost implementată în ultimii 7 ani sau 5 ani, cred, în Barcelona. Se referă la un sistem de socializare și de reintegrare a persoanelor în vârstă singure. Și nu numai, ci și sistemul de socializare a persoanelor de vârsta a treia. Este un sistem prin care tinerii se implică în îmbunătățirea calității vieții, până la urmă, a persoanelor de vârsta a treia, în care bătrânii nu mai sunt singuri, în care bătrânii folosesc sistemele de comunicare, tehnologiile noi, iar rețeaua de încredere va avea ca și, să spunem, top sistem
Academia Seniorilor, în care oamenii de vârsta a treia vor putea să-și desfășoare o viață frumoasă și să socializeze în sensul în care să iasă din problemele și apăsările cotidiene. E un proiect mai lung, nu am timp acum să-l prezint și ar fi nepoliticos și față de Cătălin, care este manager pentru un proiect, nu pentru acesta. Voi veni și cu cel care face managementul acestui proiect. Cătălin și proiectul său, întrebare, care sunt garanțiile că acest proiect nu este în van? Și un alt om care ne urmărește spune: proiectul Lego pare nebunesc, dar este realizabil. Totul depinde de oamenii care vor fi aduși în echipa de implementare. Aveți cuvântul, domnul Goldan. Garanție, în general, garanția se oferă la bunuri și servicii, dar putem vorbi de o garanție. E garanția faptului că oameni serioși discută de un proiect serios direct cu factorii de decizie din acea companie. Normal că este decizia lor, dar noi putem garanta evoluția acestui oraș prin oameni profesioniști care își fac treaba și care fac parteneriate și care nu se gândesc cum să ciupească bani, care se gândesc să adauge valoare orașului în care locuiesc. Asta este garanția pe care eu o gândesc. Dacă îmi permiteți să revin la acele proiecte, pentru că sunt foarte importante, în două minute. Mi-a plăcut că echipa lui Liviu gândește proiecte pe termen scurt. Am discutat despre Aventura Park, despre parcul de aventuri, panouri de escaladă. Avem profesioniști în domeniul, avem pe Ticu Lăcătușu. Numai eu am discutat și cu cel care are Aventura Parcul din Brașov. Trebuie doar deschidere. Nici nu sunt foarte mulți bani. Dar ce-ar fi să readucem? Deschidere și curaj. Și curaj. Ce-ar fi să readucem concepte și festivaluri care au existat la Piatra Neamț? Festivalul de film, festivalul Tare ca Piatra, concursuri de biciclete, Hard Enduro Piatra Neamț, etapa europeană, concerte în aer liber, proiecții de filme în aer liber. Să le aducem, dar să le gândim. Să le readucem. Să le readucem și să le regândim în așa fel încât ele chiar să atragă oameni, să nu fie doar niște manifestări, cum s-a întâmplat într-o epocă, doar pe hârtie. Pentru că știu cum s-au desfășurat anumite asemenea. Aș vrea să citesc un mesaj: și Harbuz are firme la București, de ce nu le-a adus la Piatra Neamț? Bine, am foarte multe mesaje. Nu, asta dă dovadă de lipsă de cultură antreprenorială. Eu nu pot să mut un spital în care am investit milioane de euro, de dolari și de euro, să-l mut acum la Piatra Neamț. N-am cum. Sau să mut una din clinici, să o aduc la Piatra Neamț. Nu am cum. Pentru că toate, până la urmă, aici e o chestie de business, e o chestie de management. Lipsa de cultură antreprenorială duce la situația în care se află orașul. Pentru că singurii care performează aici, antreprenorii, câțiva, de ani de zile, ei sponsorizează toate evenimentele din Piatra Neamț. Ei sunt pur și simplu epuizați de a mai sponsoriza tot felul de lucruri care, până la urmă, nu au dat și un feedback și nu au întors nimic societății. Chiar dacă aceste companii au făcut eforturi pentru a finanța tot felul de evenimente. Da, mai avem foarte multe, foarte multe comentarii, dar Cătălin, te-am întrerupt. Era ideea în a implementa proiecte pe termen scurt, care înseamnă dezvoltarea de activități în aer liber, pe perioada verii, în ce măsură ne permit legile sau pandemia, duse și în spații închise pe perioada iernii. Dacă revenim înapoi la proiectul Lego, care este un proiect de amploare, care poate fi implementat în următorii 2 ani, aici la Piatra Neamț, am discutat despre parcurile tematice. Aș dori să discutăm câteva 30 de secunde despre partea educativă a conceptului Lego. Nu mai spunem și de partea de mediu. Această companie întoarce ceva comunității. Îmi plac foarte mult companiile care gândesc nu numai profitul, nu numai veniturile, dar și să întoarcă comunității. Conceptul înseamnă că ei gândesc în cadrul acestor parcuri tematice cel puțin un laborator de inovare, cercetare și chiar robotică în anumite țări. Discutăm aici despre un concept care poate fi implementat
practic în toate școlile și liceele din Piatra Neamț. În școli pentru copii, în licee pentru adolescenți. Este foarte importantă și partea de mediu, pentru că ei încurajează regenerarea, reciclarea. Este un sistem care integrează toată mai ales problematica din orașul Piatra Neamț și ceea ce trebuie dezvoltată în Piatra Neamț. Da. Care înseamnă economic, care înseamnă mediu, care înseamnă educație, lucruri de care avem mare nevoie atunci când vorbim despre calitatea vieții. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar trebuie să vă întrerup cu un, să-i spunem, breaking news. Acum câteva minute, în timpul emisiunii noastre, a fost postat un anunț și pe finalul emisiunii chiar vreau să discutăm, domnul Liviu. Sper că e ceva de bine, că mă speriați. A fost postat un anunț care spune cam așa. Dragi prieteni, am urmărit cu mare atenție mișcările de pe scena politică locală din ultimele două săptămâni și am analizat candidaturile anunțate pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Anunțul este postat de domnul Dragoș Chitic. Am constatat că unii politicieni locali nici acum nu au înțeles că strategiile politice nu se fac în laboratoare obscure, etc., etc. Orașul trebuie să fie condus în ultimii ani de un primar care să consolideze normalitatea în administrație, să continue așa. Din aceste motive am ales să candidez pentru încă un mandat de primar al municipiului Piatra Neamț. Nu pot lăsa orașul pe mâna unor oameni nepricepuți sau care vor să reînvie practicile trecutului. Nu pot asista nepăsător la riscul de a rata perspectiva creată pentru dezvoltarea accelerată a orașului în anii ce vin prin implementarea de proiecte de succes, etc. În ultimele două săptămâni, mesaje de susținere, voi continua să fiu în primul rând omul, Dragoș Chitic, pe care l-ați cunoscut, și pentru ca reușita să fie asigurată, este nevoie de o echipă împreună cu care să pot pune în practică ce mi-am propus. Voi anunța echipa și cu care vom face din Piatra Neamț orașul european de care să fim mândri. Domnul Harbuz... Să vă spun ceva. Simt exact același lucru pe care îl simt, de exemplu, și la domnul Arsene și la domnul Micu. Oamenii ăștia au de conservat, de fapt, niște sfere de putere și niște sfere financiare. Ei trebuie să protejeze niște zone din care niște conducte din care s-au alimentat în perioada în care au condus orașul sau județul. E foarte bine că domnul Chitic vine, mă simt și eu mai vioi, pentru că vom avea din nou o confruntare pe care eu mi-am dorit-o foarte mult, eu cu domnul Chitic, dânsul vorbind despre trecut și eu vorbind despre viitor. Oricum, este foarte bine, domnul Chitic are o șansă în plus să devină din nou cel mai bun viceprimar pe care l-a avut Piatra Neamț. Da, și mai există o problemă în acest moment, dacă candidatura domniei sale va fi până la urmă urmată de o candidatură reală. Părerea mea, la fel ca și candidatura domnului Micu de la Roman, sunt două candidaturi care trebuie să muște dintr-un anumit electorat de dreapta și să permită accesul mai ușor spre Consiliul Județean, că aici este bătălia, al reprezentantului stângii. Totul se face doar printr-un calcul politic. Explicați-mi și mie, unde este cetățeanul în toată joaca asta politică? Spuneți-mi și mie, eu așteptam să văd o dezbatere pe proiecte. În fiecare zi aud că unul a trecut de la PNL la PSD și de la PSD la PNL, pentru că până la urmă asistăm la un blat politic între PNL și PSD, un blat politic din care se pare că domnul Chitic nu a făcut parte, adică nu a fost luat în calcul. Pe motive, nu știu, dacă bine întemeiată, totuși are o condamnare, desigur nu una definitivă. La fel și domnul fost primar al României sau viitor primar, cum și-ar dori. Adică de ce trebuie să ajungem în situații limită în care să sacrificăm economic un județ sau un oraș doar
pentru interese politicianiste. Pentru că, până la urmă, este un joc politic. Uitați-vă, cum mai poți avea încredere într-unul care a înjurat atâția ani liberalii, dar acum este membru Partidului Liberal, sau a înjurat PSD-ul, dar acum e primar PSD. Să nu uităm că și liberalii au spus niciodată nu vom accepta candidați care provin din PSD, candidați la primărie, primari care provin din PSD. Nu, aici, care pe care, consolidarea puterii, ne trebuie putere, pentru că trebuie să prezervăm ceea ce am și puterea, dar și avantajele financiare dintr-o zonă obscură. Iar lucrurile astea sunt relatate și de hotărârile instanțelor judecătorești, pentru că nu cred eu că întâmplător ce se întâmplă la acel dosar al schimbărilor de terenuri, dacă s-ar face o analiză în Piatra Neamț, nu mai găsește un teren liber. Toate sunt la foștii conducători ai orașului. Toate terenurile. Orașul nu mai are nimic. Direcția de patrimoniu, așa cum spune Curtea de Conturi, nici acum nu a fost în stare să dea o situație clară a patrimoniului orașului Piatra Neamț. De ce noaptea minții? Dar asta sunt jocurile politice. Da, este bulversant ce se întâmplă. Lumea spune, dom'le, ne-am așteptat. Probabil că, da, pe jocuri politice, da, ne-am așteptat. Dar pentru viitorul acestui oraș, cred că mai mult discernământ, și al acestui județ, cred că mai mult discernământ în momentul în care cineva se joacă cu toate aceste lucruri, ar trebui să existe. Dar probabil că discernământul, eu sper că discernământul se va realiza, va fi vizibil la vot. Aș vrea să mai fac o precizare înainte de a continua pe câteva minute discuția. Eu accept pe acest, să-i spunem, chat de discuții la cafeaua de dimineață aproape orice. Nu accept postacii proști. Deci accept postacii deștepți care știu să facă comentarii, să ridice probleme, dar postacii proști nu îi accept. Și vă anunț, de săptămâna viitoare postacii proști elimin. Dacă veți simți în dacă veți fi în situația aceea, să nu uitați ce v-am spus acum. Postacii proști nu-i suport. Ăia deștepți, n-am nimic împotriva lor. Să revenim pe finalul emisiunii, după, scuzați-mă că v-am întrerupt, dar era un breaking news de Piatra Neamț, ca să spun așa, și trebuia prezentată această candidatură. Da, sunt onorat și fericit să aflu această veste în emisiunea dumneavoastră. Probabil tot în această emisiune vom comenta la un moment dat și faptul că domnul Chitic aparține trecutului. Bun, poate comentăm dacă domnia sa acceptă într-o discuție în trei. Deci cred că ar fi mare plăcere. Mă îndoiesc. Dacă n-a acceptat atâția ani, mă îndoiesc. Da. Haideți să încercăm o concluzie după emisiunea de astăzi. Să începem cu domnul Goldan. Dacă îmi permite să revenim la evoluția orașului în care trăim, discutăm despre un proiect de amploare care poate fi implementat în Piatra Neamț. Vă spuneam despre partea educativă acestui concept. Numai acest lucru ne bucură, știind că ai noștri copii se pot juca, pot învăța jucându-se. Un concept care și-a lăsat amprenta în atâtea țări din lumea asta. Joacă foarte serioasă, care înseamnă cercetare, inovare, robotică. Exact ceea ce acum Uniunea Europeană finanțează, pentru că vorbim despre partea de digitalizare, care înseamnă și inovare, cercetare și tot ce înseamnă digitalizare. Este o parte integrată a macroproiectului, pentru că acest proiect se leagă și cu digitalizarea orașului și cu mai multe proiecte care, puse cap la cap, nu fac decât să adauge valoare. Dacă îmi permiteți, într-un minut, am promis că discutăm despre cifre concrete. Proiectele pe termen scurt, Aventura Park, activități în aer liber, pot aduce până la 500.000 de turiști pe an. Proiectul Lego poate aduce până la 1.500.000 de turiști pe an. La un simplu calcul, și au fost comentarii legate de cazare, avem un spațiu disponibil de 2.400 de camere în județul Neamț. Oricum, trebuie să gândim ca zonă metropolitană în momentul când gândim cazări. Nu neapărat Piatra Neamț. În Günzburg, în Germania,
te cazești și la 30 de kilometri în zonul proiectului. Și faci și două ore cu trenul din aeroport până ajungi acolo, fie din Frankfurt, fie exact. Din München. Exact. Apropo de infrastructură, avem aeroport la Iași, avem aeroport la Bacău. După câte știu, va fi un expres, un drum expres între Piatra și... Absolut, un drum expres, dar gândiți-vă la un tren Lego care vine de la Bacău, un tren pentru copii, care poate să facă și 5 ore, nu doar 2 ore, un tren în care toată lumea să fie fericită. Până la urmă e vorba despre condițiile în care călătorești și nu neapărat cât călătorești. 2400 de camere înseamnă 5000 de oameni, înmulțind cu 30 de zile și cu 12 luni, considerând un grad de ocupare de 100%, adică dacă nu... Doamne ajută! Combatem ideea că nu putem caza 1.800.000. Iese exact 1.800.000. Nu vin toți la Legoland, dar ideea este că noi putem atrage și din județele din jur, putem atrage din Republica Moldova, din Ucraina, din țări asiatice. Există consumatori de astfel de concepte care pot călători special pentru un astfel de proiect. Și repet, argumentul pe care noi îl aducem către Merlin, apropo de compania care investește în acest sistem Lego, argumentele noastre țin de geografia, structura, numărul de locuitori a orașului și a județului Neamț. A orașului Piatra Neamț și a județului Neamț. Pentru că, de fapt, astea sunt aturile cu care noi îi convingem cineva. Cred că domnul, domnul Alex Filimon, cineva a întrebat de ce ar veni Lego la Piatra Neamț când are sute și mii de orașe în întreaga Europa. De ce? Pentru că noi stând aici nu ne dăm seama ce avem. Ce avem. Și ce nu exploatăm din ce avem. Adică stăm pe o mină de aur și ne plângem că nu ne cad nucile de cocos din copac. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu trebuie să recunosc că m-am simțit foarte bine astăzi în emisiune. Pentru că n-a trebuit să intervin foarte mult. Ceea ce este extraordinar de bine pentru cel care conduce o asemenea emisiune. Vă doresc succes și sper să ne întâlnim în dezbateri de acest gen. Cât mai multe, cu specialiști. Am mai spus-o. Abia aștept să văd specialiștii că se implică în proiecte, nu neapărat în calitate de oameni politici, ci de specialiști. Vin și spun, da, domnule, eu sprijin chestia asta pentru că mi se pare bună. Dacă văd o chestie bună și în altă parte, o sprijin, că dar nu suntem nebuni să nu sprijinim lucrurile care pot genera ceva. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Și noi vă mulțumim.